Fascinat de muzica interbelică, de candoarea și frumusețea timbrului pregnant al lui Zavaidoc, îndrăgostit de muzica lăutarilor de demult, ai gorjului cărora le calcă pe urme, invitatul meu de astăzi este un bărbat împlinit, cu o familie minunată, un exemplu de seriozitate și talent. În spatele acestor calități se află însă ani de trudă, de dureri ascunse, pe care însă l-a păstrat mereu pentru sine. În fața camerelor mereu vine jovial și, nelăsând să se întrevadă nimic din sertarele amintirilor unei vieți care poate nu i-a rezervat mereu un loc în față. Constantin Lătărețu sau Dodo pentru cei apropiați. Cântăm! Foaie verde mărgărit, Doamne, mi-aduc aminte de mult. Câte daruri am suit, câte văi am coborât. Au, câte văi am coborât. M-au bătut vânturile, măi, și toate zăpezile, mă, ca să strâng paralele și să fac averile, mă. Au, nu zic că copiii mei când am muncit pentru ei, mă. Nu zic că fetele mele când am muncit pentru ele. Au, nu zic că mâine, poi mâine, că am trăit degeaba în lume. Nu zic că mâine, poi mâine, că am trăit degeaba în lume. A, Doamne, că am crescut copil sărac, mă făcui mare băiat, cum ăla-i din căpătat, adus de muma din sat. Făcui casă pusă-i vii și avere la copii, mă. Făcui casă pusă-i vii și avere la copii, numai tată să nu fii, mă. Au, nu m-a știut nimeni, măi, cum am făcut averea. Numai eu și nevasta, numai eu și nevasta, mă. Nici nu se putea un început mai frumos de emisiune precum cel pe care, uite, cu atâta dăruire l-ai făcut tu, Constantin Lătărețu. Eu astăzi nu o să-ți spun nici Dodo, o să zic Costică. Mi-e atât de drag să zic Costică, că aș striga după tine Costică. Atât de frumos ai început și ți-aș propune să începem cu... A fost odată Cheile Sohodorului, o familie poate nu de muzicieni, cât de lăutari, pentru că este un termen pe care tu îl îndrăgești și îl preferi. Vasilica Lăutaru, am mai spus-o de fiecare dată, mi-e tare drag să spun, pentru că din ce în ce mai puțin sunt lăutari și eu consider că lăutarul este acea esență frumoasă de unde s-a distilat astăzi și s-a ajuns ca noi, cei care ne bucurăm de cariera asta, de frumusețea asta, de meserie pe care o facem. Odată era cu patimă, cu trudă, cu chin. Eu știu povestile bunicilor mei care povesteau și neamurilor mele ca lăutari care îți povesteau cât de greu era să fii lăutar în vremurile alea. Dar totuși lăutarul a dus întotdeauna un strop de bucurie și de fericire în viața omului. Da? Și de asta suntem probabil și iubiți, respectați și apreciați de public. Uite ce știu eu despre Costică Lătărețu, pe lângă faptul că ne-am întâlnit la multe filmări. Știu despre omul și lăutarul vestit Constantin Lătărețu, că străbunicul lui a cântat, că bunicul lui a cântat, că este rudă cu
maestuoasa Maria Lătărețu cu soțul Mariei Lătărețu. Da, suntem Lătăreți, cum se spune la Gorj. Așa. E adevărat. Cum a fost începutul tău? Iată, deja faci o paralelă între vremurile de atunci și poate greutățile pe care le întâmpina atunci un lăutar și o altă perspectivă, cea de astăzi, în care un lăutar este, nu mai este chinuit, el nu mai face sacrificii, zici tu. Nu sunt acele sacrificii mari, cum le făcea odată. Ce înseamnă sacrificiu mare? Sacrificiu mare însemna că atunci, de aia nu prea vrea lumea, foarte multă lume să cânte. Pentru că bunicul meu spune așa, tată, plecam vineri seara, da, de acasă, fie pe bicicletă, fie cu rata, fie cu ce plecau pe jos, pe picioare. Ajungeau la om în curte, cântau de dimineață, munceau până seara, după aceea îi culcau, pe unde îi culcau. Ajungea săracul și la casă luni, seara sau marți de dimineață, în care nici plata nu era cine știe cum era. Și atunci, vezi tu, era tare greu. Acum noi ne urcăm într-o mașină, ne îmbrăcăm frumos, mirosim frumos, suntem respectați. Și tu plata ai cântat vineri, sâmbătă, duminică. Basilica, ca să începem, eu am plecat, chiar am plecat de jos, de jos, așa, am prins nunțile 3 zile. Cred că ăla a fost motivul pentru motivația mea în viață ca să plec, să-mi respect ceea ce fac, să respect munca, pentru că acum este alt gen de cântare, este o altfel de muncă, pentru că noi acum cântăm la program, cântăm câteva ore, avem logistica, tot ce trebuie. E nu lejer, mai este... e comod. La ce te-a obligat această determinare, Constantin Lătărețu? Această determinare m-a... Cu ce ai plecat de acasă și n-ai lăsat, ai luat cu tine, astfel încât să poți să-ți păstrezi constanța? Eu cred că calitatea orice om și orice meserie, succesul este o formulă foarte simplă. Dacă o respecti, n-ai cum să nu ajungi acolo și să-ți vezi, să-ți atingi țelul tău. Eu întotdeauna mi-a plăcut seriozitatea, da? Când am vorbit, așa a fost, că am pierdut, că am câștigat și întotdeauna mi-am dorit de la viață mai mult. Nu am fost avar, nu din avaritate, ci din dorința mea să depășesc familia mea. Ce au făcut? Ei au făcut asta. Bă, eu îmi doresc mai mult, să duc mai mult. Și am ținut la această formulă de taraf pe care am plecat eu de acasă și am zis, băi, fraților, când se cântau, cum se cântau atunci la vremea aia, vorbim de 15 ani, 20 de ani în urmă, eu ziceam, bă, o să vină și timpul meu, când o să fiu respectat, când o să fiu apreciat, când o să fiu iubit și uite, cu răbdare, vorbim de 22 de ani, da? Uite, Dumnezeu mi-a ajutat și astăzi ne bucurăm și de succes, ne bucurăm de dragostea oamenilor și trăim și noi și împliniți și frumos și tot ce trebuie pe lumea asta. Atât de frumos ai început această emisiune cu acel cânte care, prin a cărei tematică mărturiseai cât ești de împlinit cu avere, cu fetițe, cu o familie minunată. Cea mai mare avere a mea, Vasilica, este familia mea, pentru că acolo mă simt eu cel mai bine, când văd 3 minuni când mă așteaptă acasă, după care zile așteaptă, da, care mă întorc eu, soția mea, părinții mei că trăiesc, fratele meu, cumnata mea și nepoțelele mele, suntem o familie foarte unită, nu ne-am dezbinat, certuri au fost ca la toată lumea, nu vorbim acum doar frumosul, și acolo, și acolo, și acolo, dar legătura, înțelegerea. Și dacă vrei să treci peste ele, uite că acum ne bucurăm de viață frumoasă și toată lumea este împlinită. Costică, într-un decor al amintirilor, când erai tu copil, în copilăria ta, ce ai păstrat în sufletul tău, dincolo de anii care au trecut peste tine? Fiecare avem amintiri. Ce a rămas de acolo, din ulița copilăriei? Dragostea bunicilor mei, cu toate că eu am trăit în casă cu părinții mei. Dar sincer să fiu, părinții nu s-au ocupat foarte mult de educația mea, pentru că și mama și tata au avut servici. Săraca mama pleca la ora 4:30 la servici, venea la ora 6 când venea cu rata, cum era atunci, nu se ocupa foarte mult. Ei, eu știu că am dormit toată copilăria mea cu mama și cu tata, cu mama Maria și cu tata Nelu. Și dragostea lor... Faptul că bunicul meu era un om foarte gospodar, mă lua după el,
la tot ce făcea. Hai, tată, să mergem colo, hai să mergem colo. Dragostea, eu am învățat ca să lumea știe din satul meu, din Runcu. Eu am învățat să cânt cu vioara cu caprele. Da, aveam 4 capre, îmi luam vioara, îmi luam caietul cu note. Mergeam și la școala de artă populară, da, unde am lucrat cu maestru Marcel Parnica, dar studiul făceam că n-aveam timp să stau acasă. Luam caietul și lumea știe, m-auza prin porumbi, m-auza cu vioara, cu caietul de cântece, cântam și cu vocea, cântam și cu vioara. Deci frumusețea copilăriei mele a fost una adevărată. Aia așa cu vite, cu cules, cu fân, cu coasă, cu semăna, cu grăpat, cu tot ce însemna munca unui copil de la țară. Cred că și asta m-a făcut să mă călesc și să-mi dau seama, bă, frate, viața e grea. Dacă nu e serios, dacă nu muncești, nu poți să faci mai mult în viață. În spatele tău, acolo, avem niște fotografii cu tine în diferite ipostaze. Iată și fetițele și muma despre care cu atâta dragoste ai pomenit acum. Muma mea, Maria Dumnezeu. Ca fiind singura femeie, da? Și înainte de emisiune spuneai că la ea nu exista nu se poate, nu pot. Nu exista cuvântul nu pot. Nici vârsta nu avea relevanță. Nici vârsta nu avea relevanță. Săraca, Dumnezeu își durea, ea se ruga la Dumnezeu să o ia Dumnezeu din picioare, să nu ne pătimească pe noi. Și Dumnezeu a iubit-o, nu a pătimit sărăcuța mult, dar așa a fost. A muncit și a avut grijă de copiii noștri. Câți nepoți? Avea mulți nepoți? A prins 4 nepoțele. Ale mele și ale fratelui meu. Dar bunica mea, mama Maria, a crescut tot neamul nostru, a crescut în casă la mine. Toți lăutarii aduceau copiii că aveau nevoie să stea cineva și tot neamul meu, pe cuvântul meu de onoare, tot neamul și toată ulița de la mine, așa îi spunea, mumă, mumă, toți copiii ziceau mumă Marie, mumă, 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 toți, și la vecini, toți mumă, mumă. Mama, toată lumea îi spunea mama, pentru că era o femeie foarte bună. Eu nu cred că s-a certat cu cineva în viață. Nu cred. Ce ai luat de la bunica Constantin Lătărețu? Eu am convingerea asta că bunicii continuă să trăiască prin noi, prin nepoți cel puțin, cei care am avut privilegiul să fim crescuți de câte o bunică, uite, cu câtă dăruire și dragoste. Și mama mea și tata Nelu erau oameni foarte primitori. Al bătrân, tata Nelu, dacă mai erau găină la mama în coteț, aia o tăia și o punea la prieteni dacă veneau pe la noi, îi lua gâtul, tăie mări găina, fă mămăligă, prăjește, fă repede o tocăniță de aia, cum făceau ei acolo, pe pirostriile. Deci înțeleg că mergem acasă la Constantin Lătărețu, dacă da, asta închid ochii și văd pirostriile alea lângă cuptorul ăla, cum era el crăpat acolo, copertina aia și ce fericiți eram. Și într-o cameră pe 2, pe 3, pe 4, știu cât, avea numai 3 pe 4, cred că are. Ne strângeam, cred că, 10-15 persoane, cu copii, cu părinți, cu toată lumea, stăteam acolo și acolo și găteam, acolo și mâncam și la atâta fericire și atâta împlinire. Acum nu mai ne ajungă, eu știu, ne trebuie ca să ne simțim bine un restaurant întreg. Nu, dragostea bunicilor mei, oameni foarte simpli, oameni cu o poziție socială modestă, dar care întotdeauna casa mea, eu nu mi-o caminte vreodată să fi, nu fi fost petrecere la mine. La mine acasă și cred că asta am moștenit la bunicii mei și la familia mea, părinții mei, îmi plac tare mult, îmi place foarte mult să strâng lume în jurul meu și să mă simt bine cu ei la mine acasă. Nu o fac de complezență, nu o fac ca să arăt eu acum, aveți, Doamne, că mi-am creat acolo un pic de brumă. Nu, este bucuria mea, gătesc eu cu multă pasiune, soția mea, Anca, săraca știe la ce s-a hămat. E o soție deosebit de frumoasă, o salutăm pe Anca de acasă și astăzi așa ar fi fost o convenție, nu? Să ne aduci pe cineva drag, dar probabil că tu n-ai venit nici cu doamna, nici cu una dintre cele trei fetițe, ai venit cu vioara doar. Am venit cu vioara pentru că e adevărat, copiii au și teme, știi foarte bine ce înseamnă. Și doamna mea are mult de muncă și ar fi dorit și ea din suflet să promit că poate o să mai fie o altă ediție și cu mare drag să ne strângem cu toții, că e frumos. Mi-a dat Dumnezeu o soție extraordinară, o fată foarte bună, pentru că eu sunt un om, așa cum sunt și pe scenă, rebel, nebun, cânt și focul și patima și dorul, le-am pe toate. Autentic. Așa sunt, da, așa sunt și în viața de zi cu zi. Și cum ai cunoscut-o pe Anca, Constantin Lătărețu? Cum ți-ai cunoscut? Vezi cum le urânduiește Dumnezeu. Eu, după ce venisem, după mai multe relații eșuate,
Soția mea am cunoscut-o, o știam de mică, da? O știam de micuță, că e diferență de 10 ani între noi. Și când am cunoscut-o, eu aveam 28 de ani și avea 18 ani. Și un prieten de-al meu, un coleg, un lăutar, George Bățu, Dumnezeu să-l numească, îmi spune, când la cărciumă să vezi ce cântăreață am, eu acum vreau să botez un copil la finișorii mei, am botezat un copil și m-am dus la restaurant și am întrebat-o pe Anca. Când am văzut-o că ea, bună Anca, ce faci? Așa, vrei să botezăm un copil? Lasă-mă să vorbesc și eu cu mama, cu tati și... Uite, așa le-a așezat Dumnezeu, am botezat copilul, după aceea mai a fost o invitație, mai o ieșire și uite că Dumnezeu în câteva luni ne-a ajutat și ne-am și căsătorit, am făcut și copii și am făcut și casă împreună de la zero. Exact cum zicea cântecul. Exact, exact. Și ne-a dat Dumnezeu belșug și suntem împliniți. Avem și o familie bună. Ne-a mutat, când e înțelegere, i-a lăsat totul la Gorj. Acolo aveam familie, aveam ajutoare multe. Du-te bă, ia copilul, du-te bă, fă aia. Mamă, stai cu copii. Uite că ne-am mutat la Măgurele, la Ilfov, da? Unde mă simt foarte bine. Și am uite că soția... Și aici intervine toleranța, da. Încă îi bănuiesc. Ea a fost. Lipsesc a fost, bunicii, lipsesc părinții sigur că, voștri de asta care spuneam, să vă ajute cu fetițele. Ea a fost o fată cu minte și m-a înțeles și uite că acum ne tare bine. Cu ce ai cucerit-o, Constantin Lătărețu? Cred cu nebunia mea. Cu simplitatea ce mea. Ce înseamnă nebunie? Simplitatea. Simplitatea odată. Mea și faptul că mie nu-mi place să mint, să știi. Pe, ca să mint, trebuie să ai o minte fabuloasă. Foarte, foarte, foarte bine să stai cu neuronii, să faci conexiune imediat. Am fost foarte direct, foarte direct. Nu am răsfățat-o. Am fost foarte tranșant cu ea și cred că asta i-a plăcut. Bine, îi plăcea poate și de aia că eram mai mare. Eu știam cam ce ar avea nevoie. Și cred că s-a lăsat și condusă de mine așa. I-a plăcut să fie condusă. Nu a fost... Eu-s născut lider, recunosc. Mie tu ești în zodia Fecioarei. Fecioare. Ești, da. Un familist convins. Sunt familist, îmi place, dar recunosc, îmi place să fiu lider. Nu am suportat niciodată să fiu pe locul de... Beneficiez și de această mare înțelegere a soției tale. De a-ți acorda încredere, de a fi tolerantă cu atât de multe conjuncturi în care te duce cântecul. În primii ani... Cât de importantă este această încredere a partenerului? Până să capete încrederea aia... Așa. Cred că a vărs, vorba cântecului. Câte lacrimi am vărsat, aș face o fântână în sat. Exact așa. Ai simțit vreodată reproșul de a nu putea fi în anumite momente, de a nu lua parte la micile bucurii ale familiei? Nu știu, la un weekend, când ești solicitat să cânti nu știu unde și pe de altă parte e ziua soției sau e ziua fetiței sau merge în prima zi la școală și tu poate n-ai ajuns de la contractul pe care l-ai avut, eu știu, de a cânta la o distanță. Da, la capitolul ăsta vreau să spun că simți câteodată așa, câte o trăire, că bă, nu sunt și eu lângă copiii mei în foarte multe momente. De aia și am sacrificat-o pe Anca, într-un fel sau alta. I-a înțeles că cineva trebuie să crească copiii. Noi avem 3 fetițe și fetițele astea trebuie să crească frumos. Au nevoie, nimeni nu poate să pună acea picătură cum este mama, cum este tata, cum este familia. Și atunci n-am avut nici bunici, nimic. Am sacrificat-o pe ea, ne tare bine așa. Cred că și ei, i-am spus, eu sunt plecat. Ia copiii, du-te, plimbă-te, e aproape de București. Adică, dacă știi să ți le organizezi, e în regulă. Aveți prieteni aici? Foarte mulți prieteni. Da? Eu am foarte mulți prieteni peste tot Basilica în țară. Niciodată nu sunt singur. Și cum e asta cu vânatul? La vânătoare soția mai puțin, la pescuit clar mai puțin, că uite, și eu sunt împătimită să... Și mie îmi place foarte mult să pescuiesc, nu să vânez, în schimb, nu cred că aș... Mă, vânătoarea este un sport care multă lume ne judecă. Noi nu mergem neapărat pentru a ucide acolo, se merge pe forci energetic unde avem autorizații, unde avem un număr de recoltat, nu neapărat. Pentru noi frumusețea este cea mai frumoasă vânătoare, este masa și după. După deci ce e se cea unul ăla de pentru după, că, cu băutură, exact, cu... Este o, se creează niște conexiuni foarte frumoase și o apropiere. La vânătoare nimeni n-are grad.
Am înțeles. Nimeni nu este, ăla e artist, ăla e comandant, ăla e general, ăla e... Indirect, Constantin Lătărețu, eu cred că ăsta e un pretext ca tu iar să fii cu prieteni. Exact. Așa-i? Exact. Tu nu mergi la vânătoare. Da, tu. Da. Acolo scrieți prietenii frumoase, sincere, nu au niciun interes, te pui frumos, discuți. Nu, asta înseamnă lumea, crede că vânătoarea e doar ca să ucizi. Nu. Este o formă de relaxare foarte elegantă. Un moment de fericire intensă pe care l-ai trăit și care îți vine în minte primul atunci când te gândești la asta. Familia mea, când mă duc cu familia mea, când suntem cu toții, când plecăm și noi în concedii și ne relaxăm și suntem împreună și putem să ne giugiulim și putem, pot să stau și eu foarte mult cu fetele mele, să le fac plăcerile lor. Asta este bucuria Dar mea. Dar un moment de tristețe? Un moment de tristețe, de ce să spun? Cea mai mare tristețe a mea a fost când am primit vestea că a murit bunica mea. Un moment care mi-a marcat așa, nu venea să cred că am pierdut-o, că s-a dus, că nu o să o mai vedem acolo. E un moment de tristețe care nu pot să... Știi cum e? Când știam că mă duc la Roncu și o găsesc pe acolo în camera ei și îmi făcea toate plăcerile și faptul că veneam de la nuntă, deschideam ușa așa, o vedeam acolo, ea era cu fetele lângă ea, înțelegi, ca cum e cloța aia, cum e cloșca aia cu puișori și era tare. Ne făcea, repet, acum trăim cu bucuria asta, cu pozele, ne uităm și cu amintirile că... Doamne, care era sfatul bunicii? Unul dintre ele, care... Vorba aia înțeleaptă, vorba dulce, vorba bună. Să fii cu minte, mă fii mai cu minte, știa că-s rebel. Știa, mă, să fii cu minte și îmi spunea, nu mai pierde nopțile așa și nu mai... Dar ea, în general, era un suflet extraordinar de bun și sfatul ei, când aveam orice, Vasilica, pe cuvântul meu, cu bunica mea, vorbeam orice, deci când spun, să înțeleagă publicul, orice problemă pe lumea asta. Deci așa de înțeleaptă era la 80 și ceva de ani. Deci aveai senzația că stai cu o fată foarte tânără, care te știe, înțelegea. Înseamnă că puteai să glumești cu bunica, puteai să zici absolut orice. Absolut orice, orice. Era o femeie care, cum să spun... Sursă de inspirație, exact. Vis-a-vis de ceea ce cânti tu. I-am făcut și un cântec tare frumos. Cât ar fi de bătrânică bine când ai bunică. O bunică am și eu, l-am cântat, atât de fericit a fost, a plâns, a bucurat. Plângea de fericire, de împlinire. Ea oricum a murit împlinită. Ea spunea, mamă, eu sunt împlinită. Eu am murit, v-am văzut pe voi mari, v-am văzut casele, am văzut stără nepoții mei. E cea mai mare... E mare fericire. Sigur asta. Că da. Mare și ați avut-o destul de mult timp, dacă ceai că vă făcea la 80 ceva de ani plășită cu mere. Da. Stumpa de ea. Bietul bunicul meu a murit de tânăr, la 65 de ani. Și... Bine, eram și eu mai micuț, a fost și atunci un șoc, dar a rămas muma. Și n-a fost pierderea foarte mare, adică era muma cu noi, avea grijă muma de noi, ne alinta, ne făcea toate cele. N-a fost așa, să zicem, foarte grea pierderea lui bunicul, toate că am simțit-o. Eram și copii, eram mici, dar când a murit a bătrână, dar ne-am bucurat și noi, pentru că, repet, s-a dus așa cum și-a dorit ea, să vadă totul împlinit, și nu a pătimit. Asta cred că a fost cea mai mare mulțumire a ei pe pământul ăsta. Cum te vezi tu când o să ai? Sau care ți sunt așteptările? Uite că ziceai că fericirea unui om constă în a-și vedea oamenii pe care îi lasă în urmă, cele mai trainice realizări prin prisma a copiilor, a nepoților, a strănepoților, în funcție de cât îngăduie Bunul Dumnezeu să ne lase pe fața pământului și să ne lase cu mințile limpezi, cum spuneai, și pe picioare, așa. Pe cât sunt acum de nebun și că nu petrec foarte mult timp cu familia mea și când aș avea timp, tot mai fac eu, găsesc eu o chițibușă ca să mă... răbdarea. Poate că și temperamentul meu, faptul că nu mă simt ca la 40 de ani, că mă simt foarte, foarte tânăr, cred că după dorința mea și știu, sunt sigur, văd și pe taică-miu. Taică-miu a fost la fel de rebel ca mine, nu a fost să stea foarte aproape de copii. Și îl văd acum câtă răbdare are cu nepoțelele. Le plimbă, da. Cred că îmi doresc la bunul Dumnezeu că am și în strofa Dumnezeule ceresc, mai dăm zile să trăiesc, nepoții să-mi cresc și să-mi căsătoresc.
și să joc la nunta lor, după aia cred pot să mor. Cred că asta ar fi, cred că cel mai frumos, cele mai frumoase clipe care aș putea să le trăiesc pe pământul ăsta. După ce îmbătrânesc, să învăț și eu, măcar nepoții, da? Dacă vrea bunul Dumnezeu să joc și la nunta lor, ar fi extraordinar. Dacă nu, măcar să-i văd și eu. Ar fi o chestie fabuloasă pentru mine. Costi, că tu ești tânăr. Abia pe 6 septembrie ai împlinit 40 de ani, mulți înainte. Am spus, Dumnezeu rânduiește pe toate. El știe cât suntem pe pământul ăsta. Nu... Hai să zicem, cu ce te-am îmbogățit tot acest timp? Cum gândeai la 20 de ani și ce s-a schimbat între timp? Pentru că ai trecut prin mai multe etape. Maturitatea mea o văd și în ceea ce se întâmplă, experiența pe care am acumulat-o. Mi s-a schimbat și timbrul vocal. Vocea mea este inconfundabilă, să zicem așa, într-un fel alt, când spun oamenii, eu... Mai ales prin stilul de interpretare, da, ce fac prin eu melisme, și cred că am învățat să fiu mai bun, am învățat să fiu mai tolerant, dar totodată să fiu și mai selectiv. Cred că asta m-a învățat viața și cred că pe fiecare în parte, odată ce trece timpul peste noi, ne învață să fim mai înțelepți și să fim mai selectivi. E adevărat, la un dat, cred că mă vindeam foarte ieftin. Nu neapărat financiar. Nu vorbim financiar. Vorbești de această selecție pe care o ai odată cu vârsta. Vreau să te întreb, ce nu-ți place sau ce consider ca fiind un defect major la, al meu sau la societate? Da, la oameni care, în general, oamenii formează societatea. Cea mai mare durere a mea este că nu mai există sistem de valori în România. Asta este una dintre... Care sunt valorile pentru Constantin Lătărețu? Valorile pentru Constantin Lătărețu sunt alea simple, în care să respectăm omul de lângă noi, să respectăm valoarea lui și munca lui. Omul cu pregătire acum e cumva... lasă-l acolo, da? Alălalt care e șugubăț și jonglează și când e să intrăm în profunzime, are straturi de vid permanent, da? Și asta mă doare pe mine, că profesorul nu mai este respectat, că preotul nu mai este respectat, că politica, vedem ceea ce se întâmplă, că artistul adevărat care face artă este marginalizat acolo și lăsat mai în umbră și tot ce este comercial duduie și bubuie și înflorește, dar nu sunt răutăcios. Nu sunt răutăcios. Nu ești răutăcios. Ai zis că artistul care este dedicat și întru totul dăruit poate să rămână într-un cont exact, de umbră. Exact. Vreau să te întreb, pornind de la începutul, care sunt convinsă că nu ți-a fost ușor, cum spuneai, cu caprele, pe câmp, ai vreun regret care te urmărește? Eu știu, poate o dorință, un vis nematerializat până la 40 de ani. Nu, Vasilica. Aici o pun cu foarte multă mândrie și cu multă, multă sinceritate. Chiar m-am împlinit tot ce mi-am propus în gând până la 40 de ani. Am avut o perioadă în care nu mă regăseam pe scenă. Nu mă regăseam pe scenă, mă gândeam, dar de ce? De ce totuși nu pot să sparg această membrană? Iar mă simțeam ca într-un balon, dar și tot dădeam cu capul așa. Bă, nu reușeam să trec mai mult decât mi-aș fi dorit eu. Și uite că o spun cu cea mai mare sinceritate, contează foarte mult. Am avut, doamna Elize, știu, nu mai trebuie să mai spun, știe toată lumea, este a fost ca mama mea care a avut grijă de mine. Am crescut în TVR, acolo am apărut pentru prima dată, acolo am bătut mulți, mulți, mulți ani. Iată că o altă experiență frumoasă și cred că a fost o altă etapă când a vrut bunul Dumnezeu să fie bine. Vreau să-i mulțumesc echipei lui Dan Manoliu, da, de la TVR, și lui maestru Dinescu, care m-au adus în această emisiune și la un moment dat mă gândeam, bă, frate, dar totuși munca mea. Pentru că acum mi-e tare, rămân așa frapat când spune, vă știm de la domnul Dinescu. Vă spun sincer, nu v-am cunoscut până acum, dar v-am văzut emisiune la domnul Dinescu. Deci sunt oameni care te-au așezat într-o lumină care... Exact. Emisiunea asta a fost foarte, foarte bună pentru mine și le mulțumesc la toată echipa, mulțumesc și maestrului Dinescu pentru că deja s-a creat un serial serios acolo de câțiva ani, 5 ani aproape de muncă împreună. Și în rest, crede-mă, nu am... Să știi că este foarte important să trăiești în păcat cu tine și cu viața ta.
dacă există o luptă permanentă între minte și suflet, tu nu mai ești om. E adevărat, eu sunt agitat, sunt așa, dar la un moment dat eu sunt împăcat cu mine. Poate aș vrea mai mult, să pătrund mai mult, să mă împart și colo, și colo, și colo. Ei, nu se poate, ăsta e timpul. Dar ca mine, ca om, vă spun cu cea mai mare sinceritate că sunt împăcat cu mine, cu viața și cu tot ce mi-a dat Dumnezeu. Eu știu că toate vin. Fiind treptat așa. Nu cere lui Dumnezeu mai mult decât poți duce tu. Constantin Lătărețu, cum ai știut că în anumite momente atunci ți-a surâs șansa? Pentru că ai vorbit atât de frumos de oameni care ți-au marcat destinul, care au pus o cărămidă în la carierei tale, ca să zic, la cariera ta, la tot ce ai clădit până acum. Cum ai știut, domnule, ăla este momentul în care trebuie să acționez sau aia este o emisiune care să mă avantajeze? Vasilica, Dumnezeu mi-a arătat, eu am fost foarte credincios. Acum sunt credincios, dar nu mai sunt același Costic Lătărețu care se ruga foarte mult. Eu toată copilăria mea, nu cred că a existat de 100 de ori în copilăria mea să nu fi pus genunchile dimineața și seara, jos, în fața icoanei și să mă rog, cel puțin până la 20 de ani, eu m-am rugat foarte mult la bunul Dumnezeu și ca drept dovadă, la 18 ani, Dumnezeu mi-a făcut cea mai mare surpriza vieții mele, da? Eram un copilaș pe acolo, pe la țară. Pe 6 septembrie de ziua mea împlinam 18 ani. Pe 8 septembrie de Sfânta Marie am cântat pe scena Mariei Tănase. Pe 9-9-1999, Dumnezeu mi-a schimbat, am primit cel mai frumos cadou de la viață. Iată, da? Cifra nouă. Festival. Ești un om superstițios? Da, cred. Da, sunt legat de 6, de 8, de 9, am niște cifre care... Marele Festival Maria Tănase. Ei, de acolo Dumnezeu, eu am intrat într-o umbră de nebunie pentru că știam, zic, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Bani știam că nu sunt, ajutoare știam că nu sunt, părinții mei nu erau oamenii care să mă ia de mână ca alții, ca acum, stai că-l duc eu acolo, stai că-l fac eu acolo. E un avantaj, Constantin Lătărețu, că există astăzi bunici sau părinți care insistă cu ardoare ca odrasla, copilul, nepotul, foarte iubit de altfel, să fie, cum să zic eu așa, cu fermitate canalizat spre direcția asta. Cred că copiii din ziua de astăzi nu mai sunt motivați ca noi. Să spun de ce. Greutățile prin care am trecut noi, da, dorința de a crea tu, îți spunea permanent viața, spunea să muncești, să faci. Acum faptul că orice persoană este accesibil la a vedea lumea. Avem Facebook care ai făcut un... De ăla, da, te vede toată lumea. Ești la televizor, ai posibilitatea să apari. Știi foarte bine ce însemna cenzura ca să apar la TVR. Ca să apar la televizor era o nebunie, un trec filtru, un festival când treceai. Doamne, dacă luai o preselecție, deja erai campion. Acum e vânătoare de premii? Vânătoare de premii pentru că sunt bani mulți în joc? Eu nu pot să spun generația, dar totuși ce mă bucură, vine o generație foarte bine pregătită. Foarte bine pregătită și mai e o chestie, ce o rânduire la Dumnezeu îi se va întâmpla unui copil. Uite, asta vorbeam în istoria acum, vorbeam la festival cu doamna director Amelia Etegan la Maria Tănase și cu doamna Elize. S-au luat multe trofee la Maria Tănase. Păcat că au dispărut. Nici nu mai se știe de ei. Este păcat că acel om n-a continuat. Cine și ce trăire a avut el? Sau ce s-a întâmplat de nu? Păi e păcat. Ce ar putea opri pe un tânăr care obține un mare trofeu la un festival? Nu știu, nu pot să-mi dau seama de ce să te bucuri doar să-l iei tu și să nu continui. E un mare păcat. Consider eu. E un mare păcat. Că putea altul poate să a luptat, să vedem, uite, eu unul sincer să fiu, eu nu știu ce au văzut oamenii a mine. Dar acum, dându-mi seama, că mi se pare ciudat. De ce am câștigat eu Maria Tănase? De ce am câștigat? De ce am fost eu ales? Poate pentru că tu ești un om credincios și când crezi cu ardoare că ceea ce faci nu necesită vreun efort sau vreun sacrificiu în sensul de a cânta cu ușurință, la asta mă refer.
da, poate nu necesită, e pasiunea aceea care izvorăște din om și odată cu el și interpretarea. Dar, pentru că suntem aici la capitolul credință, credință în Dumnezeu și pentru că, să știi că și pe mine mă leagă amintirea de o bunică, cea care m-a crescut și pe care am să o iubesc până în ultima zi a vieții mele, vreau să te întreb, să aflăm și noi părerea ta cu privire la suflet, sufletul omului. Unde pleacă atunci când oamenii dragi ne părăsesc? Cu siguranță cred că există ceva acolo unde oamenii veghează și sufletul, de fapt, trupul ăsta al nostru n-are nicio valoare. Sufletul, cred că este ce este cel mai important. Cu siguranță, eu zic că există acolo undeva o altă lume care are grijă de fiecare suflet și chiar dacă, să zicem, în ipoteza în care alții nu cred, măcar să ne lase să credem noi ca să putem să ne aducem aminte și să fim mai buni, să fim mai iubitori și momentul când te gândești și vezi o poză, vezi o poză cu un om drag sufletului tău, normal că ți-aduce aminte de trăiri, de emoții, de tot ce a fost, și bune, și rele, și tot, da? Și cred că acolo de undeva cineva veghează asupra noastră. Și acum printr-un exercițiu de imaginație, pentru că ai idoma ușurinței cu care tu cânți, dacă ai avea de ales să-ți alegi un momențel din viață pe care să ai șansa să-l retrăiești, care ar fi acela? Cred că să spun așa, să-mi revăd cu mare drag bunicii mei, dacă Dumnezeu ar vrea să-i văd măcar pentru să-mi văd doată masa așa, știi, cu ei, cum stăteau acolo lângă noi, sau măcar să-i mai văd momentul când stăteam în pat cu ei și dădeam lui bunicul meu cu buburnacul în cap, așa, pac, le-am dat o chelie. Fazile în care, mă, stai cu minte, adică bucuria aia, fericirea din copilării, să mă întorc, să văd din nou căsuța aia, plină cum era aia cu toți oamenii aia dragi care s-au dus și nu mai sunt. Mulți dintre ei. La nivel de iubire, de dragoste, de sentimente, ce ai descoperit de când ești tată, Constantin Lătărețu? Cum ți-a schimbat viața apariția celor trei minunate fetițe? Nu pot să descrii. Le explicam la fiecare prieten al meu care nu are copil și spun, bă, uite la mine, nu pot să descriu, nu pot să spictez ce înseamnă dragostea de copil. Nu are legătură cu iubirea de soție, de ce vrei tu. Nu există, eu nu cred că poate cineva să picteze, să descrie sau să spună într-un cântec câtă trăire și câtă emoție este atunci când iubești copiii tăi. Este atât de profund acest sentiment și atât de... Spun sincer, ele când vin eu așa și sunt supărat, fericit cum vin, de unde vin încărcat, cel puțin așa au fost la toate. Ăstele mari acum au crescut mai mari, dar faptul că am bâzdăgania asta mică și când venim, este bucuria la tot neamul meu, la toată familia și inclusiv copiii, verișoarele între ele și... Ele sunt la fel de fericite și toți o iubim pe asta mică. Bine, e și foarte haioasă, ca și le spun la prieteni, Lătărețul pe alb. Asta e Lătărețul pe alb. Seamănă leit, e Dodo pe alb și e un copil, toți copiii noștri sunt plini de viață, socializează frumos, nu sunt mătălăi, nu fug, nu... Cum de altfel ar trebui să fie orice copil? Cred că aici greșesc părinții când nu-i lasă să socializeze foarte mult. Ești un tată dur? Sunt un tată, da, recunosc. Ce înseamnă? Pe alocuri, așa? Dur, că tu oricum zici că lipsești mult. Mă gândesc atunci când oricum intri în casă, ești copleșit de tandrețe și de... Dar cea mai mare... Eu nu trebuie să zbier mult pe copiii mei. Doar o privire, am schimbat privirea, ei știu că nu există. În rest, suntem... avem o relație de prietenie foarte frumoasă. Deci, suntem atât de deschiși unii cu alții, încât nu cu ce fetițe. Discută tata cu fetele? Tot ce poți să-ți închipui tu. Faptul că n-am avut și băiat, am o relație cu fetele mele exact cum aș vorbi și cu bărbatul și cu fetița și cu... Deci am o relație foarte apropiată de ele și le-am explicat că nimeni pe lumea asta nu le va putea înțelege mai bine decât mine și decât tati și să nu ne mințim.
chiar dacă au făcut cel mai mare rău. Să mi-l spună mie, că de acolo să pot eu cum să gestionez. Nu contează ce. Avem o relație chiar foarte bună. Care e cel mai important lucru pe care consider că este imperios necesar să-l insufli fetițelor tale? Sistemul de valori. Aia ce am spus. Asta încerc să creez la... Simplitate, respect celor de nu minciună și să fie iubitoare și nu avaritatea de a avea foarte multe. Ce-ți dorești pentru fetițele tale, Constantin? Să învețe carte. Să învețe Atât. Să învețe carte și restul are grijă tati. Dar dacă ele vor învăța carte, de talentate sunt talentate. Dacă vor vrea să învețe și meseria asta, dar consider că pentru ele îmi doresc tare mult să aibă o carte, să învețe, pentru că de acolo ele n-au nevoie să piardă nopțile ca mine. Deci nu ți-ai dori pentru fetițele tale să... Dacă ele vor vrea să ajungă artiste, da? Să ajungă artiste. Eu nu pot să le pun frână. Momentan, acum, eu m-am apucat ca băiat la 12 ani de cântat. Ele, nu-i problema. Baza au mălăle toată ziua prin casă până le spune, o, lăsați-mă! Ce-ți cântă? Ce-ți cântă? Aia mare, cel puțin, aia cântă toată ziua, tot drumul. Muzică ușoară, tot ce se întâmplă acum. Așa. Pe lume, cu internet, cu muzică ușoară, cu populară, cu de toate. Am mijlocii, este foarte talentată pe sport. Aia toată ziua merge din cap în picioare, din, da, gimnastică. Iar bibiroașca aia mică, ce să... Aia e năzdrăbanul, prâns la lui tati. Dar eu cred că cel mai important lucru este pentru ele acum să învețe carte, să se ocupe anca de educația lor foarte mult. Eu sunt babau din umbră care corectez că cu maică să se mai trag de șireturi, așa să zic, într-un fel sau altul, mami zbeară de mai multe ori, adă-mi aia. Că s-au învățat cu ea, dar în același timp o divinizează. Mami e mami. Iar eu sunt ăla care, dacă am spus că așa se întâmplă, așa se întâmplă. Și am făcut și o convenție cu soția mea și cred că așa ar trebui să fie la toate familiile. Bă, chiar dacă am greșit noi, să rămână, că a greșit mama, că a greșit tata, să rămână așa. Nu tu spui ceva, eu spun altceva. Păi stai, mă, copilul la ce să mai înțeleagă? Care e bun și care e rău? Adevărat. Transformăm în personaje negative în familie? Nu există personaj negativ în familie. Există doar un întreg unde ne iubim, ne respectăm și decizia finală rămâne așa. Ce ține o căsnicie sau ce este greu în a păstra o căsnicie de lungă durată sau ce obstacole pot să apară inevitabil? Cel mai simplu lucru, deși cred că este cel mai important, este să nu ții dușmănie. Deci cât aș m-am certat, am certat cu ancuța mea, le punem pe un vagon. Bine. Ce e mai important într-o căsnicie? Cuvântul, în comunicare mă refer, sau darul? Nu, cuvântul. Cuvântul. Cuvintele întotdeauna fac mai mult decât... Darul este un simbol al momentului. Cuvintele cred că sunt cele mai importante. Și faptul că oamenii nu vorbesc, de-aia apar necazuri. Dacă tu ții în tine, eu țin în mine, eu nu vreau să... Îți vin și discutăm la masă. Băi, nu-mi convine asta. Scurt, eu îi spun nevastă. Băi, asta nu-mi convine, asta nu-mi convine. Iar la fel, nu-mi convine nici mie, mai mă sar în sus, mai zbir, mai fac... Ei, dar după aceea, și cred că cea mai profundă legătură este după aceea și copiii. Că știi cum este... Încheagă. Încheagă ceva. Întregește. Da. Vreau să mergem în tinerețea ta, așa, și să-mi spui care e cea mai frumoasă amintire a ta de pe vremea când erai tu tânăr și îndrăgostit, așa, visător, fără bani, doar cu vise în buzunar și dorința asta de a răzbi profesional, pentru că ai zis când stăteai așa, ca într-un, mai devreme spuneai. Mă, am avut, de ce să spun, de norocos, am fost foarte norocos. Eu cred că Dumnezeu sunt 100% sigur că Dumnezeu m-a ajutat. Am avut noroc. Am avut noroc de oameni buni. Faptul când am venit eu în București și când era mai mare ajutor pe lumea asta să am pe cineva, mi-a scos Dumnezeu în cale o fată deosebită. O fată care a avut mulți ani grijă de mine. Mulți. Și care m-a dus pe toată etapa de facultate, care a ținut foarte mult și m-a susținut.
cred că contează foarte mult. Găsești un om bun în viață. N-a fost să fie, n-am fost împreună. Am fost ani buni, dar, uite, contează să întâlnești un om potrivit la locul potrivit. Așa cum se am trăit după aceea și o altă emoție, după ce, așa, mi-a dat Dumnezeu și invers, să văd cum e. Și am pătimit vreo 3 ani după aceea și am simțit greu. Dar important este că atunci, când era etapa aia, cum am plecat eu de la Gorj și copilul ăla care nu gustasă din nebunie, din... și ajungi într-o altă lume, eu deja începusem să cânt la restaurant, să văd lumea altfel, să prind un pic de arfe în mine. Poate un om care nu este învingător pe partea asta a dragostei să fie împlinit profesional? Ia amintește-ți la tine cum a fost. Vezi tu, întotdeauna exista balanța asta lui Dumnezeu. Cred că eu am lăsat-o, am fost împlinit, am mers undeva și așa, și așa. E adevărat, când m-am căsătorit cu Anca, chiar mă simțeam, eram într-o etapă foarte, foarte, foarte... Și Dumnezeu mi-a scos omul care, așa cum îl doream eu, ea mai copilăroasă, mai supusă. Dacă găseam la fel o piatră tare, eu poate de asta nu m-am ales artistă, că știam lumea asta ce înseamnă. Eu plecat, ea plecată, eu să fiu primul, să se facă acea comparație. Ea a cântat. Soacra mea este profesoară de muzică, la liceu de artă, deci nu este. Anca a făcut liceul de muzică. Anca nu este străină știu de muzică. Știu doar că a terminat dreptul, eu atât știu despre dreptul? Anca. Dreptul? Eu eram la liceu de muzică, Anca a terminat muzică, știe cu ce se mănâncă. Nu e străină, a cântat, cântă, foarte frumos. Altul să o aibă într-o orchestră, ar fi fericit. Așa, dar eu am spus așa, tati, nu vreau să se facă comparație. Da, el m-a așa, ea m-a așa, nu. Asta este. Muncesc, eu m-am dedicat, eu, lasă, tu trebuie să crești ce trebuie de... Poate sunt și de modă mai veche, dar consider că am o educație sănătoasă și consider că așa e normal. Dacă ar fi de muncă, nu îi ducem în grijă. Că are sărăcuța și copiii și pe mine și ce avem noi documente. Înțeleg acum atribuțiile cum sunt. Tu l-a cântat, l-a vânat la nu știu ce, ea cu toleranță, cu dragoste, cu înțelegere, da? Dar care sunt cele mai frumoase momente pe care le petreceți voi doi împreună? Să știi că Ancuța mea e o fire foarte sensibilă. Ea se bucură tare mult când e avidă de dragoste. O simt când are nevoie așa, știi, ca să... Mai ales când ce îi place Ancăi? Anca cel mai mult iubește pe lumea asta îmbrățișatul și mângâierea, așa, știi? Să fiu lângă ea, să stau cu ea la un film, să o mângâi, să o iau în brață, să o pup așa discret. Nu-i place când îi pregăti totul în detaliu. Îi place foarte mult să când... Să fii mai spontan, da, fără... Da, spontan și să-i spun cuvinte frumoase și tandre. Iubește chestia asta. Dar aveți momente când, nu știu, decideți să vă retrageți undeva, să mergeți undeva 2-3 zile? Sau... Am mers și asta. Până acum nu am putut, sincer să fiu, că aia mică a fost dependentă de mami și n-am putut să ne bucurăm prea mult. Un an și 4 luni asupt la mami, un an și eu știu cât, până prin iunie, cred că. Am înțeles. Așa, asupt aia mică. Eu mă bucur că acum putem să plecăm și noi împreună. Am fost anul ăsta și la mare. O să ne ajute bunul Dumnezeu, dacă o fi liber, să plecăm și noi amândoi în ianuarie, în februarie, Doamne ajută, pe undeva unde fi mai cald, să ne simțim și noi bine. Până acum nu s-a putut. Da. Să vă bucurați. Sincer să fiu, m-a dezarmat puțin așa toată perioada asta care a fost. Cum ai simțit? Am avut o... Nu, știi ce m-a învățat? M-am învățat să trăiesc. Din toată răutatea asta, m-am învățat să trăiesc, m-am învățat să mă respect mai mult pe mine, să pun preț pe viață și să-mi dau seama că, de fapt, noi trebuie să ne comportăm și să trăim ca niște oameni normali. Că într-o zi, din lătărețul ăla care zbârnea telefonul și oamenii ăștia mă împart și cui să-i mai răspund, m-am trezit într-o zi că nu mai sună nimeni și că trebuie să stau în casă. Și că, de fapt, cine sunt eu? Sunt un nimeni. Da? Ca toată lumea.
S-a oprit timpul, loc. Hop, cine ești? Păi, trebuie să stau ca și tine, ca și tine, ca și tine. Ca toată lumea trebuie să stăm în căsuță și eventual să ne bucurăm de viață. Și atunci, bă, ce? Hai să rămânem cu picioarele pe pământ, hai să ne respectăm, și hai să ne bucurăm. Și de unde ți-ai puterea de a trece peste toate astea? Din experiența mea de viață, pentru că eu chiar n-am sărit, n-am făcut pași așa. Ai avut niște trepte de urcat. Am avut. Am suferit, am pătimit, am suspinat, m-am bucurat, am plâns. Chiar dacă sufletul a fost putregăit. Traseul vieții mele, lumea îl știe. L-am mai spus. Și îl spun cu cea mai mare mândrie. Cred că asta m-a făcut, m-a călit să nu devin vulnerabil. Dacă îi mulțumesc ceva lui Dumnezeu, îi mulțumesc că am o căpățână bună. Și că stau bine acolo. Că altfel, la câte momente am avut de dezamăgiri, de cumpănă, de cutare, puteam să clachez. Ce cumpene ai avut, Constantin Lătăreț, în viață? Și răutățile oamenilor, și, cum să spun, asta este cea mai mare otravă care poți să o... Când te simți bagjocorât, când te simți, eu știu... Trădat ai fost, Constantin Lătăreț. Da. Adică oameni care să empatizeze cu oameni tine. Care, și... oameni pentru care am muncit. După... Le-am pus și sufletul și au făcut așa. Dar Dumnezeu ne ajută la toți, trecem mai departe, mergem dezamăgiri ca orice om. Nu am avut, mulțumesc Dumnezeu Sfântul, n-am avut ghinion în viața mea să zici, bă, nu. Până acum, mulțumesc Dumnezeu, am avut copii, s-au născut copii normali. Duceți-vă, că eu spuneam la toată lumea, bă, când aveți o zi proastă în viața voastră, bă, duceți-vă la Marie Curie. Duceți-vă o oră când ai senzația că vrei să te... că vai de capul meu că nu mai merge bine. Du-te, bă, la spitalul de copii, la oncologie sus, stai o jumătate de oră și când vei ieși afară, dă-i slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce ești tu și pentru ce ai acasă, că omul ăla atât, mai mic decât vioara, da? Când îl vezi că sărăcuțul n-are niciun păcat pe pământul ăsta, nici măcar un păcat. Păcatul că s-a născut. Și el, săracul, nu se știe dacă mai trăiește sau nu. Dar vreau să spun așa, viața e atât de frumoasă și trebuie să ne bucurăm. Cred că am uitat să ne bucurăm de lucrurile simple, de acea masă în familie, de acea, eu știu, o plimbare, nu neapărat prin parc. Să plecăm cum plecam o dată, pe câmp de nebun, prin pădure, să culeg ciuperci, să mă duc să culeg mure. O dată mă duceam să le culeg, să iau bani. Acum nu m-am timp nici măcar să mă duc să mănânc. Da? Mă duceam la cules de ciuperci, la mure, la de toate mă duceam. Astea-s treptele. Dar ele m-au făcut să fiu, să apreciez acum și banul și omul. Crezi în asta după faptă și răsplată? Sigur că da. Întotdeauna există echilibru. Viața nu te lasă. Se întoarce binele făcut, Constantin? Sigur că da. Se întoarce binele făcut și, atenție, se întoarce și tot ce ai făcut în viața ta înapoi. Aici sau pe... No. Dincolo? Știi cum se spune? Eu spun așa, Doamne... Sartre pentru... zicea că aici, pe pământ. Deci, eu zic așa, ferice de cel ce trage el păcatele pe pământ, să nu fie ghinion, că de obicei, cum a bătrână mea spunea, mumă, a șaptea spiță. Să nu dea Dumnezeu la copii. De-aia e bine să ne gândim când facem ceva, să fim și noi mai buni așa, să nu ne bucurăm. Poți să tragi și păcatele altora. Păi de-aia spunea bătrână. Tu le tragi, eu posibil... Cum să spun? De asta spun. Dacă le-aș trage eu păcatele mele, asta am fost. Dar Dumnezeu nu le așează așa. Asumat. Na, le dă dincolo de gard. Celor care sunt cei mai dragi. Pentru că aia, ca să simți, ca să te doară. De asta este. Și câteodată copiii n-au nicio vină. Copiii n-au nicio vină. Dar știi cum se spune? Să aruncă în neam. De asta încercăm. Credința trebuie să fim mai buni noi ca să spălăm relele altora. Și ca nu să perpetuăm răutatea și necazul să-l ducem mai departe. Hai să punem o frână. Să iertăm. Să iertăm, să fim mai buni, să fim mai buni aici, pe pământ. Păi tu ce vrei, mă? Mai toată viața ai fost, ești un om rău și m-am detrăit după 70 de ani, încerc să fac numai bine. Păi stai, bă, puțin. Trebuia să fii bun toată viața ta. Și pentru, te opresc aici, pentru că zici, trebuia să fii bun toată viața ta. Ce simte Constantin Lătărețu atunci când cântă melodiile lui Zavaidoc?
Să știi că chiar mă... Ce stare ai? Chiar mă regăsesc și eu chiar trăiesc fiecare cuvânt în parte, îl văd așa ca pe un tablou. Bine, am fost așa, am fost sensibil de mic, am fost așa și... Cu o bunică precum cea pe care ai avut-o, nici n-aveai cum să fii altfel. Dai seama că dacă te gândești la textul, cine mă puse pe mine să fac dragoste cu tine? Da? Mai ofticat vai de mine, mai ofticat vai de mine. Și în stilul ăla, nu știu dacă eu semăn un pic așa, și am zic, băi, micu Zavaidoc. Și semăn foarte bine cu Zavaidoc. Dacă mă uit așa, are alura mea. Adică eu am alura, să zicem, într-un fel sau altul. Semănăm. Muzica asta este foarte frumoasă, foarte... Are o temă, are un parfum aparte. Iar eu am început să cânt asta pur și simplu din întâmplare. După care am început să mă îndrăgostesc de muzica asta, de timbrul ăla vocal superb, care era special. Asta, oricum, mie mi-a plăcut întotdeauna să fiu eu mai diferit decât toată lumea. Uite, pentru că vorbești de această identificare cu ceea ce cânta Zavaidoc, cu textul lui, cu chiar și cu înfățișarea lui parțial. Ți-a trecut vreodată prin gând ideea că ai fi trăit și în acele vremuri, Costică? Cu siguranță. Cu Te-ai gândit la asta? M-am gândit, da. Da, chiar vorbeam. Bă, zic că eu chiar, dacă ar fi așa pe stilul meu de viață, sincer să fiu, eu atunci mă văd. În perioada interbelică, unde era cuvânt, unde trebuia să fii mai galant, unde trebuia să fii mai omenos, unde era frumos, când lumea era respectată altfel. Mi-ar fi făcut tare mult să fi trăit în lumea care, uitați-vă ce frumusețe de case să făceau odată, ce lume era atunci, ce respect. Bine că superficial era în toată orice perioadă a lumii a avut și superficial așa și pădure, uscături, da? Vrem, nu vrem, întotdeauna va exista contrastul ăsta între generații. Noi, cei care am avut o copilărie în natură, cum spuneai, cu realul ăla atât de profund, sau realitatea, dacă vrei, de a simți natura, de a fi în mijlocul ei, de a avea bunici și de a alerga pe câmp, lucru care nu mai este foarte accesibil copiilor care din ce în ce mai mult stau la oraș sau retras din zonele rurale. Cum te simți în noile tendințe ale generației actuale, Constantin Mătărescu? Mă, trebuie să, Vasilica, trebuie să ținem și noi pasul cu ei, că e adevărat. Te descurci cu Instagram, Instastory, da, da, Facebook. Da, din păcate... E adevărat, nu sunt eu cel mai activ acolo, ci mă informez foarte mult la așa ce apar știri, acum că am acces la foarte multe așezate. Copiii mei, sincer să fiu, nu le-am dat mână liberă, de-abia de anul ăsta, 2021, da, a venit Moș Crăciun la ele cu telefon. Până atunci, Nu am dat voie să vină Moș Crăciun cu așa ceva, pentru că nu e normal. Și să știi că fetele mele, când ajung acasă, se bucură foarte mult și nu, și ăla îl dăm cu porția. Adică văd foarte mulți copii acum, foarte, foarte, foarte mulți copii care nu vor sub nicio formă să mai alerge, să mai plece. Aici intervine părintele. Eu nu am fost niciodată de acord cu telefonul în față, hai să popăm. Niciodată. Fetițele mele, inclusiv asta, bibiroașca asta mică, asta mănâncă singură. Umple masa, face, circ, ce acolo, nu-i problemă. Dar mănâncă singură și copilele mele de la 2 ani jumate mănâncă singure, liniștite și nu, copil la 8 ani să-i pui telefonul în față ca să mănânce. Păi cum? Nu există așa ceva. Noi suntem cei care ne stricăm copiii. Noi trebuie să fim atenți. Sau îi putem ajuta? Cum spuneai, cu această... Bă, frate, ora de masă e ora de masă. Nu mănâncă. Lasă-l, bă, să moară de foame. Până o veni să cadă pe burtă să spună, mi-e foame. Ți-e foame? Da. Dar nu cu telefonul în față. Dacă nu vrea nici atunci, bă, frate, înseamnă că e o problemă. Și atunci trebuie să... Dacă tu îți dai seama că copilul tău
nu mai poate să mănânce fără telefon. Este foarte bine că, uite, ții foarte mult la această educație a copiilor. Că mai devreme când te-am întrebat dacă ești un tată dur și ai spus da, sunt momente când eu am un cuvânt de spus, este de ajuns o privire. Tot avându-le în decor acele minunate fotografii, Constantin Lătărețu a cântat și președinților de stat. Da. Cum au fost aceste experiențe? Uite, te văd într-o fotografie cu domnul Băsescu. Vreau să vă spun că acolo era chiar în ziua când am luat licența la Facultatea de Muzică, da? Mi-aduc aminte că se întâmplase ceva pe la podul la Mărăcineni și eu conduceam, am o experiență tare. Acolo suntem la nunta actorului Marian Lepădat. Și a fost o oportunitate. A fost o chestie așa de suflet. Iar a fost o șansă, uite, să fie remarcat de anumite prezențe. S-a comportat foarte frumos domnul președinte și doamna Maria cu mine. Așa. Chiar îi cântam, aici mi-au aminte că îi cântam nici bogații, nici săracii nu trăiesc de două ori. Nu se duc în rai cu sacii, nici cu carul tras de boi. Iar melodia dumnealui de suflet este Ana, zorile se varsă. Ana, zorile se varsă. Să știi că, uite, puteam și eu să postez atunci la vremea aia, că puteam să fac tantam, n-am dat niciodată pozele astea, am ținut foarte mult. Să nu le dau la presă, să nu... Adică poate au fost și momente care, da, uite, puteam să fiu un pic mai... Am cântat, ai am făcut... Ai fi avut cu ce? Da, da. După aceea ne-am reîntâlnit și la o... Eu am fost reprezentantul Moldovei de la Chișinău, la Crama Cricova. Deci am fost, când a venit președintele Moldovei, iarăși am fost la standul, cântam la Cârciumă în București, e un centru vechi, și au venit cei de la Cramă, m-au ascultat, ce domnule Trețu, nu vreți să veniți să cântați pentru noi, că avem întâlnire cu domnul președinte al României, cum să nu? Și m-a remarcat, m-a văzut, m-a salutat și dumnealui și doamna Maria. Da, pentru mine o familie extraordinară, oameni modești. Felicitări, Costică drag, să-ți dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă suflet. Și să fie vremuri de pace. Și uite să ai întâlniri frumoase cu oameni de suflet. Tare drag mi este. Amintiri dragi cu doamna Maria Ciobanu, da, cu doamna Sofia Vicovean. Eram tânăr ca frăguța și n-aveam un pol. Uite cu doamna Sofia. La de aici început la... așa e, ne naștem mai goi. Glumesc. Și eu pe întotdeauna măsură glumesc. Ce avansăm, încetă... Nu mă simt nici cum, nici acum. Sunt doar acum ce mă bucur de viață este că pot să dăruiesc mai mult oamenilor și pot să mă bucur și eu mai mult, că atunci știi cum e, am trecut și prin etapa aia, mi-e rușine să o spun, că mulți din generația noastră am trecut prin asta, mă uitam la un covric care costa 5, o rublă de aia, de 5 bani, da? Și mă gândeam, Doamne, dacă îl cumpăr, nu mai am cu ce să plec acasă. Adică nu mai aveam bani de autobuz, că nu aveam nici măcar cu taxiul, da? Sau o fază când eram cu colegul meu de clasă, știi, minte că el punea un ban de la și eu un ban și luam o brânzoică amândoi și o împărțeam în două, că nu puteam să luăm jumate de la ăla. Și luam amândoi și împărțeam. Deci, dar astea m-au făcut tot ca să nu prind, și nu prind fluturi. Cei care mă cunosc în intimitate știu că sunt un om... Poți sprijini pe astfel de învățăminte trase din experiențe de genul ăsta? Astea m-au făcut să devin echilibrat și să respect banul. Și să rămâi... Să rămân om. Să nu uit, adică dacă îl vezi pe ăla să zici, da, eu pot să te ajut, dar dacă tu trăiești în aceeași greșeală, e o problemă. Înseamnă că tu ăsta îți dorești la viață. Și pentru că vorbești... Dacă îți place să trăiești acolo, știi, jos, și degeaba îi dai șansa unui om și el să duce tot acolo. Pentru că ne apropiem așa de finalul emisiunii, pentru mine e o bucurie să stau în acest dialog cu tine. Vreau te rog să-mi spui, Constantin Lătărețu, cum ar suna sau care este rugăciunea aceea de suflet pe care eu adresez lui Dumnezeu, despre care știi că străbate cerul, ajunge acolo la Doamne, Doamne, rugăciunea aceea despre care spuneai că o rosteai în genunchi atunci când erai poate mai tânăr, la 20 de ani. Știți cum... Acum recunosc, nu mă ajung la biserică foarte des, dar în intimitatea mea, când sunt în mașină, eu vorbesc de nebun cu bunul Dumnezeu. Deci dacă mai vedea unul, dacă îi trece prin... Bine, acum nu mă fac de... Adică nu pare lumea că am luat o rază, dacă știe că se poate vorbi pe hands-free la mașină și nu mai trebuie să mai ții telefonul la ureche.
Dar crede-mă, când merg așa, îi dau slavă bunului Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Și îmi cer iertare, eu nu mai cer nimic lui Dumnezeu. Nu-l rogi să-ți dea nimic, eu numai... ci doar îi mulțumești. Eu doar îi mulțumesc Dumnezeu și ce să mă duc eu la Dumnezeu și la biserică când pun genunchile și când mă duc la părintele Arsenie Boca la mormânt. Ce să-i cer eu la părinte? Oricum el știe tot despre mine. El știe nevoia mea. Spun, Doamne, mă las în mâinile tale, în brațele tale și canalizează-mă, ajută-mă dacă o fi pentru mine. Bine, dacă nu, eu m-am împăcat acum. Când, de exemplu, mă duc undeva și nu mai reușesc să mai fac ăla. Bă, știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat. Știe Dumnezeu de ce m-a întors din drum. Așa le-au rânduit. A fost să fie acum, las că e altă dată. Cu siguranță va fi bine. Nu mai cer. Eu le spun la toți prietenii, băi, rugați-vă la bunul Dumnezeu să vă dea atât cât puteți duce voi. Că eu îți dau ție acum și aia și aia și se pun în... Hai bă, duci cât mare. Duc 2 saci de ciment pe stângul, 2 saci de ciment pe drept. Și mai pui o nucă și am căzut în genunchi. Sau am spus mult o nucă. Ai mai pus un bob de mazăre. Pac! Sau de orez și am picat în genunchi. Că la face diferența. Nu, eu sunt împăcat cu ce... Repet, și o spun, am prostit-o de prea multe ori în emisiunea asta. Cred că trebuie să ne rugăm la bunul Dumnezeu, în primul rând să aibă milă de noi și de familiile noastre și de oamenii cei dragi și la pentru dușmani, ăia care mă dușmanele nu spun decât atâta. Să le dea Dumnezeu înțelepciune și sănătate să poată să treacă peste toate frustrările lor și peste toate nebunile lor din cap, da? Că ei n-au înțeles nici acum că la masa asta și pe canapeaua asta putem să ne prelindăm 1000 de oameni. Important este, fiecare și-a rostit cuvântul lui și acum vrei să spun ceva. Poate pe mine mă iubește mai puțin sau am reușit să transmit unui om un mesaj. Sau poate că mesajul a fost mai potrivit exact. Al tău pentru dar starea ce înseamnă? Pe care sau poate și când cântăm la... Dau exemplu al meu acum și al nostru, da? Păi, în seara asta, la concertul ăsta sau la nunta asta, a fost momentul tău, a fost publicul tău mai iubitor spre partea asta. De ce trebuie mă să fii invidios? Că eu fac treaba mea sau eu să fiu? Vasilica a avut mai mult succes decât mine. Păi stai mă puțin, data viitoare se întoarce roata. Sau poate am prins la fel de bine amândoi și nu trebuie să facem o comparație. Din contră, dacă putem ultima oară să zicem și două versuri împreună, bravo. Este mai fabulos. Hai să încheiem la fel de optimist, așa cum ai început, Constantin Lătărețu. Cu mare drag. Și îți propun ca și finalul de emisiune să-ți aparțină cu armonii deosebit de frumoase și cu texte care ne mângâie. O să-ți dedic, uite, piesa asta cu mare drag. Mulțumesc pentru dedicație. Da, și pentru... Mulțumim și noi pentru interviul pe care ni l-ai oferit astăzi. Eu vă mulțumesc din suflet și... Credeți-mă, chiar m-am bucurat. Chiar m-am bucurat că am primit telefonul și știu că eu, cum să spun, e un alt tip de emisiune care mie îmi place tare mult, așa știi? Îmi place foarte mult și vă mulțumesc să vă dea Dumnezeu tot ce mai bun pe lumea asta. Și uite, Doamne ajută. Pentru toată echipa voastră și pentru toți telespectatorii noștri, da? O să cânt melodia care mie îmi place tare, tare mult, Firule măi fir de iarbă. Firule măi fir de iarbă, atunci... Să fie pentru toți telespectatorii noștri. Iată cât de frumos ne cântă, dragi telespectatori, Constantin Lătărețu, invitatul nostru de astăzi. Vă lăsăm în compania lui și până data viitoare ne dorim să auzim numai de bine. Așa cât aveți grijă de voi și Doamne ajută pe curând. Firule, măi fir de iarbă, pe tine cine te-ntreabă? De-ți teamă, de te doare, când ești călcat în picioare? De-ți teamă, de te doare, când ești călcat în picioare? De mi-e teamă, de mă doare, știe numai Sfântul Soare, și mai știe și
pământul, ploaia, râșița și vântul. Bradule din stâncă neagră, pe tine cine te-ntreabă? Ars de ger și ars de soare, de ți-e teamă, de te doare? De mi-e teamă, de mă doare, eu rămân tot în picioare. Și prin fir de rădăcină aud iarba cum suspină. Și prin fir de rădăcină aud piatra cum suspină. Dar pe tine, om de treabă, pe tine cine te-ntreabă? Când pe drum de piatră arsă, inima lacrimis varsă, ei nu mă-ntreabă că așa-i omul. Mă bate vântul și dorul, vântul bate că-i pe drum, dorul bate că-i nebun. Vântul bate că-i pe drum, dorul bate că-i nebun. Fiul meu mi-a zis că dacă începe un război cu România, el nu luptă. De ce? Pentru că nu simte că e țara lui. Dar ce-i păsa Imperiul Roman că undeva într-un colț pe un Maidan unde sunt mai criminali crucificați, e unul tânăr cu trei femei care îl bocesc și un om acolo. Nu-i păsa nimic. Și de ce după 2000 de ani noi ne închinăm la tânărul ăla și am uitat de împărat? Veșnicia nu iartă. Se pregăteau de atac. Lângă ei era Aliziera, o pădure. Și din pădure au ieșit sute de femei, 1000 și ceva de femei de diferite vârste. Imaginea este absolut... Eu așa aș face film despre poporul român și despre 1 decembrie. Și cu 1000 și ceva de femei, imaginea este fantastică. Îmbrăcate în costum național, cu ce au vitele mai bun. Pe front, se zice că peste 80% în clipa în care intra cartușul și mureau, zicea, mamă. Și restul ziceau, Dumnezeu. N-a zis părinte 1, părinte 2. N-a zis părinte care naște.